Salutare, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre activitatea de pe piețele de aur din luna august, că nu prea a fost multă activitate. Și înainte să continuăm, dă și tu un like la acest video dacă îți plac metalele prețioase. Dacă nu ai răbdare pentru tot videoclipul, vezi că ai linkul în descriere. În schimb, dacă vrei informații adiționale, poți să urmărești tot videoclipul. Bun, hai să vedem. Activitatea legată de aur în rândul băncilor centrale a fost redusă în august, doar câteva bănci contribuind în mod semnificativ la totalul lunar, a declarat Krishan Gopal, analist principal al World Gold Council. Pe 29 septembrie, odată cu publicarea actualizării statistice trimestriale a VGC, privind rezervele de aur din sectorul oficial. Trei bănci au publicat o creștere a rezervelor lor de aur cu o tonă sau mai mult, în timp ce nu au existat vânzări în aceeași măsură în datele disponibile. Turcia, cel mai mare cumpărător de aur din acest an, a cumpărat încă 9 tone în luna august. Acest lucru a crescut totalul achizițiilor de aur la 84 de tone până în acest an, ridicându-și rezervele oficiale de aur, Banca Centrală plus deținerile de trezorerie la 478 de tone, cel mai ridicat nivel din al doilea trimestru al anului 2020. De asemenea, Uzbekistanul a adăugat 9 tone la rezervele sale în august, aceeași sumă ca în ultimele 2 luni. Acest lucru aduce achizițiile nete de la începutul anului la peste 19 tone. În ciuda faptului că a început anul vânzând aproape 25 de tone în primul trimestru. Datele preliminare publicate de Banca Centrală a Qatarului sugerează o nouă adăugare la rezervele sale de aur în luna august. Cu toate acestea, deoarece creșterea exactă a tonajului nu a fost încă raportată în baza de date de statistici financiare internaționale a Fondului Monetar Internațional, la FMI, VGC a decis să o excludă din date. Dacă se confirmă însă, ar fi a cincea lună consecutivă în care rezervele oficiale de aur ale Qatarului au crescut. Rezervele totale de aur se situau la 72 de tone la sfârșitul lunii iulie, în creștere cu 16 tone sau 27% de la începutul anului, a spus Gopal. Potrivit datelor, deținerile de aur ale Africii de Sud în iunie erau de 125,3 tone, plasând țara pe locul 33 în clasamentul global al deținerilor de aur. Primele trei fiind SUA, cu 8133,5 tone, Germania cu 3355,1 tonă și FMI-ul deținea 2814 tone la sfârșitul lunii august. Cam asta este articolul. Deci, în principiu, băncile nu prea se mai axează pe aur și pot să vă zic sigur că se axează pe argint. Lucru care nu îl publică, bineînțeles, pentru că populațiile nu trebuie să știe ce se întâmplă în băncile mari, ca să zic așa. Dar faptul că a început să cumpere din ce în ce mai puțin și Germania a scos TVA-ul de la argintul de investiții, se pregătește ceva masiv pentru argint. Adică Orientul o să facă un alt preț la argint și se pare că Germania știe, dar vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla. Bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes, vă pup și aveți grijă de voi.